primul angajament al acestei partide. Iată un duel între Bon și Arturas Valeica. Și de cauză Aura Deni. Prima ta condus de către Obi Trotter. Valeica pentru Martin Zeno. Zeno la al treilea sezon la Oradea și iată pe Bastianescu. Bobe Nicolescu, cer scuze, Bastianescu e pe bancă. Bobe Nicolescu, primele puncte pentru GSMCS Oradea în această partidă. Taylor pentru Marino. A fost o jucătură celor de la Dinamo, iată în prezent. Îmbracă tricoul Stelei Darvish în 0 grade, aruncă de lângă Pașalic, ratează, recuperează Valeica. Acum Oradeni pleacă pe tranziție, Pașalic, Trotter iese din afara semicercului, ratează, Trotter recuperează Dragan Zekovic. Taylor, Zekovic. Obișnuit cu acest teren, George Darvish câștigat divizia B a campionatului european sub 19 ani. Colegul Bobe Nicolescu în acea echipă, abatere de 24 de secunde. Viteză bună de transmitere a mingii a steviștilor, însă nu au fost atenți la cronometru. O sală aproape plină. Zeno batează, Zeno recuperează Bone din fața lui Valeica. Jason Bone, 31 de ani, 2003, venit din Polonia la TVB Start Lublin. Zekovic cu panoul ratează. Zekovic, un aport important pentru evoluțiile Stelei, însă vedem aici evoluția lui Martin Zeno, care se duce până în coș, coș cu foul and one pentru Martin Zeno. Vă spuneam, evoluție bună a lui Dragan Zekovic în ultimele trei partide. Cel mai bun jucător al Stelei, extremă de forță în victoria cu Clujul, a strâns 27 de puncte și 6 recuperări. Un duo impresionant, așa cum caracteriza și Iuco Toiola, dar și Zekovic, cel dintre Brandon Taylor, coordonatorul de joc și extrema de forță. Iată pe Bon și ratează. Bon rămâne 4-0. Pașalic traversează în terenul. Zeno lasă pentru Trotter în 0 grade. Trotter aruncă, ratează și până la urmă e posesie pentru Oradea. Darvish, cel care a atins ultimul mingea în opinia celor de trei arbitri. Pașalic pătrunde, scoate la Nicolescu. Trotter. Rămân doar 5 secunde din atacul orădenilor. Trotter pe pătrundere. Pasă direct în brațele lui Taylor. Pasă pentru Marinov. Zekovic e faultat. Nu înscrie două libere Dragan Zekovic. Un sezon foarte bun. O medie de 17,2 puncte, 5 recuperări și 1,7 pase decisive pe meci. 95,7% lui Zekovic la linia de libere. Primul punct în tabăra Stelei. Bine cu această aruncare lui Dragan Zekovic. Un muntenegrean ce a revenit în Liga Națională după o pauză de 4 ani. A evoluat 21 de meciuri pentru Asesor Ploiești în sezonul 2013-2014. 10 dintre ele în Eurocup. Diagnosticat o boală. A fost nevoit să renunțe la cariera de basketbalist profesionist pentru a se dedica sănătății.
Într-adevenit pe parchet, a slăbit 8 kg de când a venit la Steaua. Pașalic, pasă pentru Niculescu, aruncarea lui Niculescu ratată. Pașalic e acolo și e posesie pentru Steaua. Față cu Trotter, încearcă Trotter să-i pune mingea, scoate la Zekovic, pe pătrundere, Zekovic, aruncare scurtă a lui Dragan Zekovic, iată-l pe Zeno. De Zeno. Pașalic, de la mare distanță, Pașalic, scutură plasa. Prima aruncare de 3 puncte reușită de Orăden. Marinov Sobjuc, nu? Până la urmă vine o pasă la Darviș. Mingea se întoarce la Marinov în zona centrală, pe pătrundere. Marinov scoate la Darviș de 3. Darviș, coș de 3 puncte. George Darviș aduce din nou pe Steaua la o posesie în spate. Trotter. Pașalic. Vine la blocaj, Valeica. Pașalic pentru Zeno. Pleacă ușor, însă batere de pași. Nu s-a păcălit Marinov la această fază. Martin Zeno. Batere de pași pe care s-a dat la Martin Zeno. Lasă piciorul în spate. Martin Zeno. Din nou Marinov. Zekovic, iată Pașalic, omul care se apără la Zekovic. Și înțelegere între Darvi și Marinov. Scapă mingea în afară terenului Pavel Marinov. 29 de ani are bulgarul, ce a trecut și pe la BCM Pitești, jucat în Franța la sfârșitul sezonului trecut, în Liga 2. Dar și la cele mai importante formații din Bulgaria, evident, la Balkan Botevgrad și la Lotoiul Academic. Taylor penalizat cu greșeală personală. Trotter scapă de Taylor și puntează. Iată un trio extrem de mobil a steliștilor. Valeica, Trotter, o recuperare a lui Trotter din brațul lui Marinov. Valeica, o batere de pași aici la Arturas Valeica. Și în momentul în care Marinov a înlocuit, erau trei jucători scunzi la Steaua. Marinov, Darviș și Taylor. Până la urmă Marinov cel înlocuit de Luca Lapornic. Un sloven de 29 de ani. Și coș Zeno. Iată apărare agresivă, aproape din nou de o intercepție. Trotter. Steliștii nu reușesc să iasă din propriul semicerc. Surprins de această apărare om la om, foarte agresivă. Ceacă la pomnic să facă blocaje. Mingea vine la Zekovic. Taylor. Taylor. Crossover, aruncare, vine afară semicercului. Două puncte, Brandon Taylor. Se grăbește Zeno. La pomnic în fața lui. Zeno ratează, recuperează Bolt. Lapornic nu reușește să înscrie. Vor fi două libere pentru Luca Lapornic.
această intervenție a lui Obi Trotter. Din Spania, de la Jovenic Badalona. Luca Lapornic. Transformă prima aruncare. O transformă și pe cea de-a doua. Două. Trotter, duel cu Taylor. Pașalic venit pe pătrundere. Reușește să punteze Zekovic. Ajută pe Darvish. Încearcă la pornit să-și facă loc, urmărit de Bobe Nicolescu. Zekovic și aici, din nou, abatere de 24 de secunde, mingea ieșise, totuși, o schemă. A văzut bine culoarul Zekovic. Pasa dată către Jason Bowen. Trotter. Zeno, stop shoot, scurt, recuperează la pornic și acum mingea atinge tușa. Trotter, cred că e la a treia intervenție. Da. Al doilea steal pentru Obi Trotter. Dă forțare aici la Darvish. Valeica, cel care primește greșeală personală. Arturas Valeica, 32 de ani, 2,07 m. Pregătit să intre Gajovic. Probabil înlocuindu-l pe Pașalic. Bon, față-față cu Valeica, încearcă pe tușă, batere de pași la Bon. În momentul în care Bon este înlocuit de Baciu și Zeno e înlocuit de Gajovic. Într-adevăr, Martin Zeno, cel înlocuit. Pașalic pentru Trotter. În nou, același duel pe care îl are cu Taylor. A doua greșeală personală pentru Taylor. Trotter știe cum să protejeze. Bună în locul lui Valeica. În cele 8 minute doar 6 greșeli, câte 3 de fiecare parte. Trotter, el cu Darvish, împinge Trotter, încearcă pătrunderea. Trotter pasă pentru Nicolescu, in and out la această fază, duelul pivoților români, câștigat de Cătălin Baciu. Face blocajul lui Taylor, Darvish, din nou Taylor. Pașalic, omul care se apără la Taylor, Taylor, faultat de Pașalic. Două libere Brandon Taylor. Excelentă a jucat această fază Cătălin Baciu, cel care l-a blocat eficient pe Pașalic. Apoi Taylor a găsit acel culoar de pătrundere.
duel interesant între cei doi americani, coordonator de joc, între Obi Trotter, campion, cu Szolnok Kiolai în Ungaria, în timp ce Brandon Taylor a jucat la Alba Fehervar. Se cunosc din campionatul Ungariei. Iată aici ce singur apare Bobe Nicolescu sub panou. Două puncte ușoare pentru Nicolescu, un foul pe care același Nicolescu îl face la Lapornic. Și ordini sunt deja în penalizare, două libere, loc la Lapornic. Taylor înlocuit de Marinov. Trece Darvish pe poziția 1. Intră mingea în coș la această prima aruncare a lui Luca Lapornic. Iată-l pe Luca Toiala, ajutat de Sasha Otsokolici. 45 de ani pentru tehnicianul finlandez, venit de la Cuvoș, de la Kataia. Pașolici, 3 puncte. Intrat în ultimul minut de joc al primului sfert, Baciu a acceptat să joace Supanov. Nu știu ce să fac mingea în acea zonă a terenului Marinov. Din nou blocaj bun făcut de Baciu. Marinov ratează, recuperează la Pornic. Darvish, încă un atac de 14 secunde a steliștilor. Marinov arată schema 2. Baciu din nou la blocaj. Marinov, bulgarul, se duce până în coș. Apariție bună a lui Cătălin Baciu, care atent pe urmărire. 2 puncte pentru Cătălin Baciu. Pașalici, țibănă până la blocaj. Gajovici, aruncă Gajovici de lângă Zekovici, înscrie. Darvish nu mai are timp să facă nimic și Gajovici, pistolarul celor de la Oradea, reușește să înscrie ultimul coș al acestui prim sfert. Muntenegreanul de 28 de ani. Așadar, după primele 10 minute, CSM CSO Oradea 21, Steaua CSM Exim Bank 15.